ziua, vă spune din nou, dragi vizitatori, dragi iubitori ai cărții, aici de la standul editurii Herald. Așa cum vă spuneam, cei care ați fost și aseară la ultimul nostru eveniment, l-am încheiat într-o notă de mister legată de cartea Misterele Femeii de Marista Harding. Astăzi începem tot în zona misteriilor, de această dată misteriile egiptene. Vom vorbi despre mituri, despre arhetipuri, în cadrul evenimentului Biblioteca Orientalis, de la ritualuri antice egiptene la mitul creștin al revierii, un eveniment prilejuit de lansarea cărților despre Isis și Osiris de Plutarh și Misteriile Egiptene de Alexandre Moret, cărți publicate în colecția Biblioteca Orientalis a editurii Herald. Invitații noștri din această dimineață de duminică: Andreea Tincea, senior editor Herald, curatorul colecției Biblioteca Orientalis, conferențiar dr. Anca Păunescu, conferențiar dr. Alexandru Păunescu, lector la Noua Acropolă. Pentru început aș vrea să o rog pe colega mea, Andreea Tincea, să ne vorbească puțin despre această colecție relativ nouă, despre câteva din cărțile care au apărut în această colecție și, bineînțeles, despre cele două cărți care fac subiectul întâlnirii, discuției, dezbaterii noastre de astăzi. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Sorin, pentru invitația de a participa și la evenimentul de astăzi. Biblioteca Orientalis începe în acest moment un parcurs pe care sperăm să îl apreciați. Cele două cărți pe care le vedeți în acest moment pe masa noastră de prezentare sunt primele două titluri apărute într-o nouă colecție, Biblioteca Orientalis. Unele dintre titluri probabil că sunt totuși cunoscute multora dintre persoanele care au trecut pe la standul Herald și în anii din trecut. Însă, ceea ce este nou, Biblioteca Orientalis reformează, regrupează toate cărțile de misterii, mistere orientale, într-o pleiadă cu cap și coadă de data aceasta. Începem cu Isis și Osiris Plutarh, unul dintre titlurile care o să facă probabil obiect de interes pentru toți cei care sunt în căutarea unor surse de adevăr din trecut, cât mai de aproape de început, acest început câteodată relativ, dar cumva toate cărțile editurii Herald indică același sens de lucru pentru căutători. Isis și Osiris Plutarh, prima dintre cele două cărți despre care vom vorbi astăzi, este de fapt un tratat, parte dintr-un corpus de texte pe care Plutarh le-a notat în jurul anului 100 după Hristos. Este o carte care a fost tradusă după aceea în latină și greacă în jur de secol 13 și a ajuns până la noi. Adică de două ori a trecut poarta inițierii, ca să spun așa, pentru cei care au dorit să se reinformeze despre miturile originare. Isis și Osiris, Plutarh, cu un cuvânt introductiv din partea Mariei Genescu, pe care căreia îi mulțumesc și doresc să onorez faptul că am muncit la această carte, pentru că înainte de a citi un text care poate câteodată să fie anacronic, vorbim totuși de anul 100 după Hristos, care poate să vorbească despre lucruri care nu sunt ușor de înțeles, misterii, cum spuneați și dumneavoastră înainte de începerea evenimentului, Maria Genescu reușește să facă în cuvântul introductiv o punere în scenă, o punere în context, o reinterpretare a simbolurilor și a mitologiei de care s-a folosit după misteriile egiptene o întreagă Europa. Așadar, o carte plină de note informative foarte utile, care face un exercițiu enciclopedic aproape până la final. Nu o să rămânem doar cu senzația că am citit un text cu adevărat de la începutul mileniului și că am citit o întreagă enciclopedie despre pe larg Isis și Osiris și acest mit care a reușit să supraviețuiască până în zilele noastre și care în cele din urmă, mult surprinzător, s-a transformat de fapt într-o poveste repovestită, resimbolizată. Am dat titlul evenimentului de astăzi de la misteriile egiptene până la mitul reînvierii, mitul creștin al reînvierii, pentru că surprinzător
cel puțin putem să tragem o concluzie simplă. Există acest mit, monomit, de altfel toate cărțile de la editura Herald, simplificând extraordinar de mult, dar cred că asta e o poartă de intrare în cunoaștere, vorbesc despre o singură călătorie a eroului, care începe cu a intra într-o stare de curiozitate față de ce este cu adevărat punctul de reper, punctul de adevăr la care te raportezi ca și ființă umană, trecerea printr-o întreagă poveste de dezasamblare a părților din tine, a credințelor, trecerea prin interogare și contemplarea fiecărei bucăți și, bineînțeles, reîntregirea. Mitul creștin, mitul lui Iisus, pare să aibă și astăzi, citind aceste cărți, rădăcini foarte adânci, poate chiar de la Isus și Osiris încoace, dar despre asta pe larg o să vă povestească invitații noștri care sunt specializați în a spune de ani de zile lucrurile astea, pe înțelesul tuturor. Cât despre cea de-a doua carte care apare în colecție, Misteriile Egiptene, pentru cei care vor să facă așa o călătorie completă, cele două cărți apar nu întâmplător una după cealaltă, este vorba despre un text vechi, secolul I după Hristos, cum spuneam, Plutarh, care colecționează din epoca lui de la foarte mulți istorici informații despre Isis și Osiris și mitul acesta și cum este el folosit în cultura egipteană, după care îl avem pe More, care reușește să transpună în înțelesul actual și cumva și să facă o întreagă recontextualizare a acestui mit, urmărește mitul de-a lungul istoriei, este un antropolog și el cumva un antropolog cultural. Și surpriza foarte mare din partea lui More este nu doar că ne prezintă de la detalii despre cum arată o mastaba, despre cum este construit un templu egiptean, despre simbolistica din templele egiptene, despre cum au circulat ele de-a lungul timpului în mai multe zone din Egipt și după aceea în afara Egiptului, ci ajunge în cele din urmă la finalul cărții să povestească despre cum informațiile, misteriile cunoscute parțial, dar încriptate în civilizație, ajung până la noi și s-au transformat ușor-ușor din ritualuri care se țineau în spatele vălului, în spatele perdenei, misterii despre care nu s-a scris niciodată, dar care au circulat doar de la un inițiat la altul, ajung să fie încriptate până la urmă și în ritualurile religioase actuale și le regăsim în această carte corelate între ele și chiar în sărbătorile populare, sărbătorile folclorice. A fost o bucurie să citesc acest text. Aș vrea să mărturisesc că sunt două cărți care deschid o cale de informare. Sunt niște cărți introductive în ceea ce înseamnă Universul Misteriilor. Mai multe despre cele două, cu siguranță o să aflăm și de la invitații noștri de astăzi și mulțumesc tare mult nouă Acropole că prin dumneavoastră o să aflăm cam cum povestesc și cum sunt curioși oamenii astăzi, cum se raportează la ideea de misterii. Eu vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi și abia aștept să mai povestim. Vreau doar să mai spun că următorul titlu este o reverență față de misteriile lui Mitra, care ne duc și mai departe și mai departe. O să ajungem până la Zenda Vesta pe cărările aceluiași monomit. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea, doamna conferențiar doctorata Păunescu. Aș vrea să ne povestiți, să ne spuneți puțin lui Isis și Osiris, cumva făcând referire, așa cum spunea puțin mai devreme Andreea, mitul creștin al reînvierii. Mai înainte, are un cuvânt introductiv
de cunoaștere, omul contemporan se întreabă despre cine este, de unde vine, care este sensul real al vieții sale și astfel de cărți pot să ofere repere la această căutare încă prezentă în sufletul omului. De aceea, în cursurile pe care le susținem în cadrul Școlii de Filozofie Noua Acropolă, prezentăm filozofi mai îndepărtați și mai apropiați în timp, încercând să subliniem care sunt ideile lor valoroase, ce pot să fie în continuare teme de gândire sau modele pentru noi în lumea actuală. Revenind la cartea despre care vorbim astăzi, despre Isis și Osiris, se cuvine să spunem întâi câteva cuvinte despre Plutar, autorul acestui text. Pentru că această lucrare folosește pretextul mitului egiptean, dar în același timp este dovadă a filozofiei pe care curentul din care Plutar face parte, curentul filozofic neoplatonist, și-a propus să îl prezinte într-un moment important în istoria omenirii. Curentul filozofic neoplatonic s-a manifestat în început, cartea este scrisă în secolul 1 al erei noastre. Acest curent filozofic neoplatonic s-a manifestat la trecerea dintr-o epocă istorică la alta, într-un fel, într-o balama a istoriei, și încercarea lor a fost de a recupera ideile și valorile importante, semnificative ale tuturor gândirilor anterioare pentru a le așeza ca o temelie în etapa nouă în care omenirea se pregătea să intre. Gânditorii și filozofii acelui moment au conștientizat necesitatea unor repere solide în acest moment de răscrucere și au încercat să impulsioneze o renaștere interioară a ființei umane pentru ca în acest mod să se poată reconfigura o formă a civilizației umane. Plutar este un filozof aparținând curentului filozofic neoplatonic, renumit și cunoscut atât în lumea greacă cât și în cea romană, a primit cetățenie romană tocmai ca prețuire a contribuției la efortul cultural al vremii respective. El însuși întemeitor al unei școli de filozofie în orașul natal, în Cheronea, de asemenea deținător al unor funcții publice importante și, poate cel mai important, preot în templul lui Apollon din Delphi, timp de
și să ne prezinte diferitele chei de descifrare a acestor mituri și aduce elemente de interpretare din perspectivă astronomică și astrologică, vorbește despre perspectiva cosmogonică, adesea face referire la cheia numerologică din filiera pitagoreică, foarte interesante, dar cea mai importantă este cheia eticopatică.
și în sine însuși. Osiris este cel care parcurge acest proces. La început îl vedem ca un rege în Egiptul antic, în epoca de aur a Egiptului antic, care a organizat imperiul pe baza unor principii superioare spirituale, care, spune Plutarh, i-a învățat pe oameni agricultura, adică i-a învățat cultivarea pământului, dar și cultivarea de sine. I-a învățat cum să ia în stăpânire materia și să o modeleze, cum să obțină pâine, dar cum să scoată la iveală și sufletul. I-a, de asemenea, Osiris le-a dat oamenilor legi, adică a organizat viața în acord cu legile naturii mari și i-a obișnuit să-i cinstească pe zei, ceea ce înseamnă că i-a învățat să caute și să ofere un sens mai înalt vieților lor. Așadar, Osiris ne apare împlinit în plan personal uman, dar și în cadrul social. Și se pare că nu este de ajuns. Se pare că de-abia acum începe adevărata realizare umană pentru Osiris. Pentru că Osiris reprezintă arhetipul uman prin excelență, cel care, în urma unei restructurări, reorganizări, în urma unei adevărate alchimii interioare, ajunge până la urmă să descopere adevărata sa ființă interioară, nemuritoare și desăvârșită. Legenda ne spune că în transformarea lui Osiris a avut un rol important Set. Set sau Tifon este fratele lui Osiris și avem aici polaritatea Osiris-Set, care iarăși este un aspect fundamental în modul în care este manifestată și structurată materia. Această permanentă tensiune între poli opuși, între contrarii care până la urmă ajung să fie complementare, reprezintă de fapt izvorul acestei serii de transformări. Pentru a ajunge la o etapă nouă, pentru a urca încă o treaptă, așa cum în calea vieții, așa cum ne arată Isis, Osiris a trebuit să fie dezmembrat, adică să reconsidere toate elementele vieții sale de până atunci, să rupă unele atașamente, unele dependențe, să își lărgească orizontul, să reconsidere criteriile și valorile și în cele din urmă, ceea ce se întâmplă cu Osiris este că nu va mai reveni, renaște în plan fizic, că el a depășit această etapă a înțelegerii și luării în stăpânirea materiei și conștiința lui este deja unită cu partea sa nemișcată, eternă, durabilă, cu spiritul. Este poate aceasta cea mai importantă și semnificativă lecție pe care o avem de la Plutarh și
și prin aceasta de a conferi sens real, superior, înalt vieților noastre. Și consider că aceasta este încă o temă de reflexie valabilă, utilă, interesantă și pentru omul contemporan. De aceea vă invit să citiți această carte, pentru că avem multe de reflectat, de învățat și poate de schimbat în viețile noastre pe baza acestor repere. Mulțumim foarte mult, doamna conferențiar dr. Anca Păunescu. Lucrarea profesorului Alexandru Moreni, Misteriile Egiptene, se referă la strădanile omului modern de a descifra sensul ceremoniilor și al monumentelor egiptene. S-au utilizat surse multiple, reprezentări din morminte tebane, papiruri, textele piramidelor. Și s-au făcut paralele cu alte culturi. În esență, mesajul misteriilor pare să se refere la nemurirea spiritului și ascensiunea conștiinței umane către propria nemurire. Însă, pentru a atinge un nou nivel de conștiință, mai întâi se moare pentru vechea formă de a fi. De aceea, evoluția are ca substrat renașterea. Cu siguranță, riturile din misterii își păstrează semnificația ascunsă și așteaptă un viitor pentru a fi înțelese cu adevărat. Ne-a trimis un testimonial, o mărturie, domnul conferențiar dr. Alexandru Păunescu, pe care îl invit să ne vorbească despre această carte. Tene. În primul rând vreau și eu să mulțumesc editurii Herald pentru invitație. Misteriile egiptene constituie un subiect fascinant pentru noi, noua acropolă, școala de filozofie. Este un subiect, unul dintre primele pe care l-am abordat. Sunt numeroase conferințe, lecții, chiar și filme am făcut în cadrul școlii despre Egipt. Așa cum și colega mea a menționat, pentru grecii antici, deci în urmă cu 2000 de ani, Egiptul era țara misterilor, care la acea dată avea deja o istorie multimilenară. Ce sunt misteriile egiptene reprezintă un subiect pretențios, pentru că misteriile, știți, continuă să rămână misterii. Profesorul More povestește că existau ceremonii pentru public, dar existau și ceremonii la care participau un număr foarte restrâns de persoane, vorba numai de inițiați, preoți, faraoni, persoane cu un nivel foarte ridicat de conștiință. Vreau să spun că nu e vorba de rang social, ci este vorba de nivel de conștiință. Omenirea evoluează, iar evoluția umanității înseamnă, de fapt, evoluția conștiinței a indivizilor umani și a popoarelor. Asta înseamnă că și modul în care oamenii s-au raportat la sacru de-a lungul istoriei este diferit. Nu, de pildă, există ceremonii cu sacrificii sângeroase. Nu avem asta în istorie și profesorul Moore amintește de asemenea acest lucru. Însă este vorba de un anumit nivel de conștiință. Când este vorba de indivizi umani cu nivel de conștiință mai ridicat, ceremonia are caracter strict simbolic. Deci nu există sacrificii sângeroase, este vorba de simboluri. La începutul cărții, profesorul îl citează pe Iamblicos, care este un autor vechi, antic, neoplatonic. Iamblicos a scris o lucrare cu același titlu, Misteriile Egiptene, și atunci este citat. Acolo Iamblicos povestește că misteriile constituie ceva care nu poate fi înțeles pe cale strict rațională, normală, așa cum suntem noi astăzi obișnuiți să acționăm ca persoane. Vorbește despre forța inefabilă a simbolurilor și despre faptul că misteriile constituie o experiență. De exemplu, viața pe pământ, vedem mineralele, vedem plantele, vedem animalele și vedem oamenii. Sunt diferite forme de conștiință. Putem să înțelegem că animalele au o conștiință a lor, legată principal de sensibilitate. Deja
dificil să înțelegem ce conștiință au plantele, pentru că e distanță foarte mare față de noi oamenii. Dar ce fel de conștiință avem noi oamenii? Conștiința noastră este legată de mintea concretă cu care operăm în viața de zi cu zi, adică ceea ce înțelegem sau putem să înțelegem sunt lucruri concrete. Ei, mai departe se spune că există forme de conștiință mai înalte, care sunt legate de idei abstracte și universale. Ideile abstracte și universale, numite arhetipuri de Jung, de exemplu, Platon, nu mai sunt accesibile pentru rațiunea obișnuită. E nevoie de o inteligență abstractă și de intuiție. Și de aceea noi trebuie să dezvoltăm aceste facultăți de cunoaștere pentru a merge mai în profunzime, să înțelegem natura mai în profunzime. Și se pare că aceste misterii sunt legate de indivizi umani care au reușit să ajungă cu facultățile de cunoaștere mai departe decât noi toți. Adică ei au dezvoltat inteligența abstractă și intuiție și pot să trăiască acest aspect al realității. Nu se zice în mod tradițional că natura are două dimensiuni fundamentale. Există o dimensiune a lucrurilor efemere. Toate care se nasc, în mod inexorabil, mor. Tot. Însă există și o dimensiune a lucrurilor care nu se nasc, nici nu mor, ci pur și simplu există. Există în mod permanent, ființează. Ei, acesta este un mister, nu? Ce sunt aceste lucruri care tot timpul sunt? De pildă se vorbește despre faptul că în persoana efemeră, undeva îngropat în straturile adânci ale ei, se află sufletul nemuritor. Ființa umană există un suflet muritor care vine periodic în planul material pentru a înainta, pentru a evolua, pentru a culege noi experiențe. Nu? Și atunci, în primul capitol al cărții, profesorul Morey vorbește despre diverse ceremonii sau rituri din Egipt. De pildă spune că unele din ele se realizau doar la moartea persoanei, dar altele, de exemplu în cazul faraonilor sau unora dintre faraoni, se realizau și în cursul vieții. El vorbește de o ceremonie set, care este jubileul faraonilor, se realiza la 30 de ani. Și asta înseamnă că faraon era un om absolut ieșit din comun. De pildă, era încarnarea moralității supreme pentru egipteni. Și el are acea posibilitate de a veni în contact cu această dimensiune a temporalității și a reveni înapoi în dimensiunea noastră, dar complet transfigurat, pentru că sensul unei ceremonii este să te transformi, să fii după ceremonie un om un pic diferit față de cel care ai fost înainte. Și atunci există ceremonii pentru toate conștiințele umane, adică și există și ceremonii mai profunde pentru acelea care sunt mai evoluați. Însă, indiferent de situație, oricare ceremonie are ca scop să oferă oportunitate de evoluție, adică să facem un mic pas înainte. Și atunci acest scenariu de moarte și renaștere are registre de realizare, se trăiește de către oamenii foarte evoluați într-un mod pe care e greu să ne-l imaginăm. Însă se poate trăi și de noi, oamenii care suntem, acest scenariu prin ce? Prin faptul că ne putem schimba, știți? Adică este o mare problemă. Omul crede că nu se poate schimba. Este stresat fiecare zi la serviciu, etc., etc. Și cumva descurajat de această situație, de această viață. Ei bine, mesajul care vine din trecut și care este actual, deci este că ne putem schimba. Cum se face? Cum se face această schimbare? Este un alt capitol din carte, aparent neașteptat prezent aici, este vorba de carnaval. Carnavalurile constituie niște rituri prezente aparte pe tot globul, la diverse popoare, iar profesorul Morey a încercat să vadă dacă există vreo legătură între vechile rituri egiptene și carnavalurile din toată lumea. Și a înțeles că în ambele cazuri este vorba de un proces de reînnoire. În ce sens se face această reînnoire? Știți, la carnaval
poartă măști. De ce? Care e motivul meu? Motivul este foarte uman. Este vorba de procesul de cunoaștere de sine. Cunoașterea de sine înseamnă tu te uiți în oglindă, să zicem, ipotetic, și te întrebi ce fel de persoană ești tu, în afară de faptul că ai aspectul care se vede în oglindă, nu? Această cunoaștere de sine înseamnă raportarea la niște repere morale, adică să vezi, sunt curajos, cât sunt de curajos, sau cât sunt de fricos, cât sunt de inteligent, câtă voință am, nu? Câte bun la suflet sunt, câtă înțelegere, câtă compasiune și așa mai departe. Asta e cunoaștere de sine realmente. Problema neplăcută este că atunci când te gândești așa, în mod inexorabil, vezi părțile care nu sunt bune din tine. Vezi defecte, vezi limite, vezi slăbiciuni, iar asta îți strică confortul, adică nu te mai poți simți atât de bine că ea, dacă când constați că ești foarte leneș, că ești impulsiv, că ești egoist. Și ăsta e motivul pentru care oamenii evită, de fapt, cunoașterea de sine. Și ce se întâmplă? În locul cunoașterii de sine apar niște măști. Omul își creează el o imagine. Știți, suntem foarte interesați de imagine, trăim în epoca imagine și toți oamenii vor să dea bine, să arate bine, nu? Și construiesc un comportament care de fapt e artificial, pentru că e făcut pentru imagine. Nu e identitatea reală, nu? Identitatea reală înseamnă această cunoaștere de sine. Și deci carnaval înseamnă o ambianță cu umor, dar în care oamenii sunt ajutați să înțeleagă că avem măști, știți? Adică avem măști efectiv în viața noastră de zi cu zi, nu? Și atunci problema reînnoirii este asta, să cadă măștile, nu? Deci trebuie să ne transformăm, să vedem. Avem calitățile XYZ, avem defectele XYZ și putem să începem să cultivăm calități care în timp vor lua locul defectelor. Și asta înseamnă reînnoire, deci omul care depinde tot timpul întârzie, la un moment dat constați că vine la timp, adică a devenit punctual. Ce înseamnă este că ea este același om, dar s-a reînnoit, nu a schimbat ceva în el. Și pe acest exemplu, pe această idee, merge procesul de cunoaștere de sine. Cunoașterea de sine îți arată că, de fapt, ai niște potențiale extraordinare în tine ca om. Și până la urmă poți să descoperi că în tine există sacul, există sufletul nemuritor. Ăsta este sensul primordial al ceremoniilor, iar Egiptul este un caz efectiv excepțional de realizare. Excepțional, nu? În Egipt totul ne urmește monumentele. Măreția monumentelor e un capitol dedicat monumentelor. Nici astăzi nu știm exact cum s-au construit, există multe ritme, nu? Acolo. Egiptul are măreția exterioară care se vede, nu, dar există în spatele ei o măreție interioară a sufletelor care au trăit acolo, faraonii, sacerdoții, și a existat populația generală cu o religie exoterică a ei, dar care în mod destul de straniu, timp de milenii, a putut să trăiască în armonie cu religia ezoterică. Asta e un subiect mai aparte, în fine. Ce să mai spunem? Există și un capitol care stabilește echivalență între corpus hermetic, în care sunt texte neoplatonice, dar într-adevăr ele de fapt sunt de inspirație egipteană. Stabilește echivalență între texte egiptene, texte hermetice și creștinism din punctul de vedere al misterului creației. Există un capitol dedicat lui Ka. Este o enigmă. Ka este o componentă din structura ființei umane. Cine dorește să afle mai mult, trebuie să studieze papirusul Anica. Acolo e prezentată Constituția pe 7 planuri. Se explică ce este și Ka. Și mai e un capitol care tratează enigma apariției regalității în Egipt. E o enigmă în continuare. Profesorul Morei crede că ar putea să fie o relație între totemism și regalitate, dar subiectul s-ar putea să fie mai complex.
În orice caz, această lucrare mărturisește despre strădanile omului modern de a înțelege vechile misterii. Vechile misterii sunt însă actuale și astăzi, pentru că vorbesc de ultima identitate a ființei umane și așteaptă un viitor în care noi, evoluând, să putem să ajungem în misterii și noi, nu? Școala de filozofie e un program care oferă această invitație a omului de a se cunoaște pe sine și a descoperi că noi avem o bază de idealism. Iată, mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. Mulțumim foarte mult domnului conferențiar dr. Alexandru Păunescu, lector la Noua Acropolă, de asemenea doamnei conferențiar dr. Anca Păunescu și dânsa lector la Noua Acropolă. Aici încheiem evenimentul Biblioteca Orientalis de la ritualurile antice egiptene la mitul creștin al reînvierii. Evenimenturile jui de lansare a celor două cărți din colecția Biblioteca Orientalis despre Isis și Osiris de Plutarh și mistriile egiptene de Alexandru More. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la următorul eveniment, începând cu ora 13, aici, la standul